La doctor, la doctoresă, am venit la medicul de familie să vedem dacă ne dă trimitere pentru Mateo, să ne ducem la spital, să vedem ce avem la Căciuruș. Salută, Matei! Bună! Bună dimineața! La moșa, ne da să vă că am intrat să iau apă. Și am cumpărat pe găvanjele. Eu așa fac, încă se apă și pe urmă ies cu cărțul prim. Ce nu știu, asta nu se face. Pachet de pe Amazon, ia să vedem ce am mai cheltuit pe aici. Mamă mie! Mamă mie, e oglindă cu lumini. Se vadă se vede toate ridurile să se vadă. Ca să te machiezi ca lumea. O montăm și vă arătăm pe asta. Uitați mă și am eu aici un flăcău care mă așteaptă în plapumă. Știi de ce mă așteaptă în plapumă? Ca să facem? Să ne iubim! Ți-era dor de mama? Da. Nu ți-era dor de mine? Da. Plecă atunci. Da. Da. Când spui da, zici că spui nu. Zici da. Da. Așa mă, da, din tot sufletul. Hai să vă arăt oglinduța. Volevo registrarne un altro video, ma probabilmente i due Skylanders che abbiamo perso non si riprenderanno prima di qualche ora. Devono riposare. Va bene, per oggi è tutto. Non rimane che darvi l'appuntamento per il prossimo video, sempre e solo qui su Tuberanza. Așa. Și ne machiem la mare meserie. O să vă arăt, am luat oglinda asta, v-am arătat-o. De la acqua sapone mi-am luat fondul sanitar. Și de la Maybelline și avea ăsta lângă el. Am dat 9 euro, băia 9,90. E cam tare. Nu e de-aia de ea. Da, acum. E mișto. Și mi-a venit pachetul de la o colaborare. E de pe site-ul My Beauty. Și am luat două stick-ul ăsta de la NYX. Azi avem doar un cacutii. Că le-am desfăcut să mă uit la ele. Ăsta e corectorul. Bine. Illuminante, come lo chiamo lei. Questa è contouring, mi spune Wonder Stick, Highlight and Contour Stick. Un corector de la NYX este numărul 10, e mai galben așa. Ok, pentru cearcă ne din știu ăsta. Wipen Fovet, cred. Pink Cloud. E ăla care are gruțelul așa. Mirosea căpșun de nu se poate. După aia mi-am luat tot de la Maybelline, este un eyeliner, liquid eyeliner, și tașe miștoare e și așa, și așa, și mai groasă, nu știu, să vedem cum rezistă pe... Și ăsta ragazzi toccherà a Goku combattere Freezer, così come in realtà Dragon Ball Z. Vediamo un po' il punteggio, B, quindi piuttosto scarso, però almeno saremo in diverso. Però che succede? In particolare il filmato. No! E c'è Joseph, che è il nostro personaggio. E arriviamo anche noi! Una! Am ieșit să duc pe Rosella la o prietenă de trebuie să fac un proiect pentru școală, ceva ăsta. Și ziceam să dăm drumul la telefon aici, că îmi pare rău, dar mă roade să spun ceva. Am observat că pe YouTube-ul ăsta este mare răutate. Și numai răutate, și invidie, și niște lucruri aiure, așa, care... Adică mâine noi ne-am pus pe YouTube-ul ăsta să facem ceva care ne place, nu? Să ne distrăm și să vorbim cu alți oameni, să facem prietenii, să fim uniți așa unul cu alții. Și de unde mâine? Că pe YouTube e numai invidie, numai răutate, numai lume care arată cu degetul unul pe altul, numai haters, numai oameni care lasă comentarii din alea scârboase și urâte. Și dar de ce, băi nene, ai nevoie să te așezi în spate la un computer, un telefon și să jignești oamenii ăia, dar tu nu ai altă treabă decât să te pui în față pe la o tastieră de aia sau cum îi spune, tastatura aia, și am început să și scuip. Am îmbătrânit, e proteza, am fuge pe mânaș. Și eu nu înțeleg oamenii ăștia care dă dislike-uri, care se pune acolo să jignească pe oameni, care... De ce, nene? Și mai ales YouTube-ul ăsta românesc, lumea nu e unită. Mi-e un drag când văd că vreuna dintre noi sau vreunul dintre noi reușește să aibă mulți înscriși, abonați acolo, să aibă multe vizualizări. Mie mi-e drag rău. Eu când am început cu canalul de YouTube și am intrat în comunitatea asta a youtuberilor din România, mie mi-era drag să vorbesc și de alte canale, să spună, duceți-vă și la fata aia sau la băiatul ăla. Mie mi-e drag rău să fim uniți, să vorbim unul de altul, să fim prieteni. De unde, mâine? De unde? Că pe YouTube-ul ăsta contează numai câte firme, ce firmă mai bună ți-ai, ce iPhone 12 ai, ce sculă de mașină ai, ce machiaje de la de la MAC și Chanel-uri și căcaturi, și numai așa ai. Eu nu am să înțeleg niciodată invidia asta proastă, și nu numai invidia, răutate. E multă răutate, voi nene. Mie v-am spus, mie mi-e drag rău când văd fete că se ridică, sau și băieți. Eu acum mă uit la Adrian Pov, ce face băiatul ăsta, face în vloguri. Și mie mi-e drag să mă uit la el. Și mie mi-e drag rău de el că a reușit, măi nene, să ajungă undeva. Să ajungă undeva, bine că nu e o artă asta, dar oricum are acolo 100.000 de abonați. Și e mișto să vezi că un băiat, fără să fie un delinvent, a ajuns și el undeva. De ce să-mi fie mie invidie pe el? Îmi dă el să mănânc mie? Sau îmi dă YouTube-ul să mănânc? Și gândiți-vă, suntem... Câte miliarde pe pământul ăsta suntem? Abar n-am, nu știu. Dar e loc pentru toată lumea. Nu e nevoie să fim răi unul cu alții. E frumos să fim uniți, să facem colaborări, să vorbim frumos unul de altul. că răutatea asta de a vorbi mereu rău unul de altul e ceva foarte urât. Pe pământul ăsta sunt altele problemele. YouTube-ul trebuie să fie o relaxare, nu o bârfă. Vorbesc de ăla și de ăla și mai ales vorbesc urât de ăla și de ăla. Trebuie să ne dăm, să fim mai calmi. Sunt anumiți youtuberi care, sincer să fiu, nu mă nebunesc așa cum sunt felul lor de a fi, pentru că mulți dintre youtuberii ăștia au uitat de unde a plecat, parcă așa se spune, să dă mari, ei sunt, ei face, da, până la urmă, dă-te mare în banca ta, eu îmi văd de treaba mea, nu mă interesează pe mine că te dai mare tu, dar nu e frumos. Asta nu e frumos, să te dai mare și să, pentru că te dai mare, pentru că tu ai avut noroc, pentru că a face filmulețe pe YouTube nu este o artă, este acolo o trecere de timp și nu cred eu că arta este omul ăla care știe să macheze, omul ăla care știe să cânte, aia este o artă, nu să vorbim cum vorbesc eu cu voi, eu nu fac nimic aici, nu am niciun merit de bravură, de ceva bun. Deci, vă spun din tot sufletul, lăsați ura la o parte, fiți mai umili, că e frumos să știi, să spui bună ziua și să lași capul în jos când ai nevoie să-l lași, să respecti oamenii și să nu te dai mare pe YouTube, că ai făcut tu sau ai dres tu. Du-ți de treaba ta acolo, că tu ești la fel ca mine și la fel ca toată lumea acolo și mai ales nu mai vorbiți urât unul cu alții, că nu este nevoie. Vă pup, vă pup!